venim în a ta prezență, cu toți să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Ne-ai dat o viață nouă, să putem să te iubim. Venim cu mulțumire, o Doamne, te slăvim. Tu ești Tatăl creațiunii, Mielul Sfânt ce-ai înviat. Ești singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți ne-ai eliberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim, ca prezența ta să fim. Ești Tatăl creațiunii, Mielul Sfânt ce-ai înviat. Ești singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți ne-ai eliberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim, ca în prezența ta să fim. Venim în a ta prezență, cu toți să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Ne-ai dat o viață nouă, să putem să te iubim. Venim cu mulțumire, o Doamne, te slăvim. Tatăl creațiunii, Mielul Sfânt ce-ai înviat. Ești singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți ne-ai eliberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim, ca în prezența ta să fim. Să venim, ca-n prezența ta să fim. Slavă Lui! Haideți să cântăm încă o dată o cântare care ne spune că aici El e Dumnezeu mare și dragostea Lui e mult mai mare decât credem noi. A vrea să stăm cu toți ridicați și continuăm să cântăm. Tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți spun ce mare ești tu. Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți spun ce mare ești tu. Dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la ceruri,
iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți spun ce mare ești tu. Căci dragostea ta ajunge până la cerul, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la cerul, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare ești tu! M-ați rugat să vină clipa înaintea Domnului să fiți fericiți, să vă dați mâna, prin iubire vă uniți. Domnul binecuvântării peste voi va revărsa, roa păcii și a iubirii vă inunde inima. Se vor ivi, doar la Domnul-i alinare, mâna Lui vă va întări. Voi să-i mulțumiți în toate, de soare zi sunt noi, căci numai la El se poate restimba spinii în flori. Cu Domnul calea s-o porniți, pe brațul Său vă sprijiniți, iar dragostea vă va uni și fericirea va domni. Cu Domnul calea s-o porniți, pe brațul Său vă sprijiniți, iar dragostea vă va uni și fericirea va domni. Iar acum la sărbătoare ne-am adunat, bucuroși că ziua mare pentru voi s-a arătat. Ne rugăm ca Domnul slavei să coboare peste voi cu putere și iertare și nădejde în nevoi. Cu Domnul calea s-o porniți, pe brațul Său vă dragostea vă va uni și fericirea va domni. Cu Domnul calea s-o porniți, pe brațul Său vă sprijiniți, iar dragostea vă va uni și fericirea va domni. Da, mă bucur ca să fiu la nunta voastră. Chiar a venit și această zi, Ruben, chiar mă bucur, Domnul să-i binecuvânteze. Și am dorit ca Domnul să fie cu voi pe drumul pe care porniți. Despre aceasta vorbește și această cântare, care spune astfel la cor: dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea. Amin. Thank you.
sentențiați, doi tineri au plecat. O, Doamne, te rugăm, condu-i-ne încetat, să pui în viața lor iubirea ta din cer. Privește îndurător, unește soarta lor, dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea, toți am vrea. Dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea, toți am vrea. Revarsă-ți tu din plin iubire în casa lor. De sus din cer te rog, azi dă-le bucurii și-n drumul lor mereu pe brațul tău să-i țin. Haideți cu toții! Dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem tot te-am vrea, tot te-am vrea. Dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem tot te-am vrea, tot te-am vrea. Să fii salvarea lor, ține-i pe calea ta, binecuvântă-i tu și să le fii mereu prietenul cel bun, la bine și la rău. Dragostea ta să le-o dai fericiți tot mereu, să-i vedem tot ce-am vrea, tot ce-am vrea. Dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem tot ce-am vrea, tot ce-am vrea. Din praf, pământ și din țărână, ce-n mâna sfântă ai luat, să-mpodobește a ta lucrare pe om
în lume l-ai creat. Ai pus în el puteri divine, un suflet nou, curat și sfânt. L-ai pus stăpân pe toate în lume, cât ai creat tu pe pământ. Dar vai, el n-a găsit în cele ce în stăpânire i le-ai dat un ajutor al bucuriei, un suflet viu, apropiat. Privit ai tu din cer, Iisuse, ți-ai pus în inimă un gând: sunt toate bune, minunate, câte am creat eu pe pământ. Un lucru însă nu e bine, ca omul, după chipul meu, să fie singurel în toate, atât în bine cât și în rău. Atunci, în dragostea de Tată, în planul tău desăvârșit, ai hotărât să-i faci femeie un ajutor mai potrivit. O, Domnul meu, aceasta este porunca sfântă pe care azi o împlinim și în fața ta, stăpâne Tată, cu aceștia doi acum venim să-i binecuvintezi, părinte, și casa lor să o faci un rai, parfumul dragostei să fie în ei ca în florile din mai, să nu lipsească bucuria și pacea ta, Iisus iubit, și să-i călăuzești într-una cu Duhul tău până la sfârșit. Ascultă-mă acum, pereche, căci vreau ca la început de drum să aveți din partea mea urarea, sau poate un sfat vă dau acum. Voi ați lăsat totul în viață ce până aici ați trăit, ca voastre căi, pornind înainte, de aici s-au contopit, căci până acum fiecare numai pe el s-a căutat. De acum jertfiți-vă în toate, pe unul pentru celălalt. Ascultă-mă, Ruben, ce în viață pe Domnul tu l-ai cunoscut, acum la sfânta scununie un lucru vreau ca să îți spun. Așa cum ai iubit pe mama, pe tatăl tău l-ai ascultat, așa s-o prețuiești pe Denisa și vei fi binecuvântat. Precum Iisus Mântuitorul jertfitul s-a pe cruce sus, pentru biserica pe care o prețuiește mult nespus, așa s-o prețuiești în toate. Pe-a ta tovarășă de drum și nu uita o clipă grija ce trebuie s-o porți de acum. În rugăciune către Domnul tu neînceta să o susții și când va fi între ispite, deci sprijin și ajutor să-i fii. Iar tu, iubita mea Denisa, ce atât de mult ai așteptat ca Domnul tău, Mântuitorul, să-ți rânduiască un bărbat, te felicit acum din suflet, căci Tatăl Sfânt ți-a dăruit un frate care pentru tine e darul cel mai potrivit. De acum începi o nouă viață, cu toată bucuria ta, prin multe încercări vei trece și noi examine vei da. Aceasta este școala vieții în care acum te-ai înrolat și în care până la bătrânețe mereu, mereu ai de învățat. Și acum ascultă-mă, Denisa, atâta doar mai vreau să spun, ca să iubești mereu pe Ruben, cu care mergi pe al vieții drum, precum biserica cea sfântă îi se supune lui Hristos, așa ascultă-l cu plăcere în tot ce-i bine și frumos. Și amândoi trăiți în pace cu Domnul nostru Iisus Hristos, să vă însoțească în orice clipă, și în timp frumos, și în timp ploios. Iar voi ce sunteți azi de față la acest simbol dumnezeiesc, să știți, voi veți mai sta odată la nunta mirelui ceresc. Amin.
Lui Dumnezeu să fim din nou în mijlocul dumneavoastră, dar într-un mod special ne bucurăm să fim și noi parte la nunta voastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Scurtul nostru gând pe care vi-l dorim este ca Dumnezeu să fie prezent astăzi la nunta voastră. Nu doar astăzi, ci în fiecare zi din viața voastră și din căsnicia voastră. Dumnezeu să vă însoțească și să vă binecuvinteze în toate. Amin. Am venit cu toți la această nuntă, cu o dorință sfântă azi în inimă, să reverse Domnul bucurie și în viață sfântă armonie. Căsnicia este o minune, e un dar trimis din cer de sus, e un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui Iisus. Vă șoptesc și îngerii la ureche, ați fost meniți să fiți acum pereche. Legământul sfânt să îl păstrați mereu, o și când, la bine și la greu. Căsnicia este o minune, e un dar primit din cer de sus, e un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui Iisus. Căsnicia este o minune, e un dar primit din cer de sus, e un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui Iisus. Vă dorim doar binecuvântare, să rămâneți neclintiți în încercare, fiecare zi în dragoste curată, să vă păstrați haina nepătată. Căsnicia este o minune, e un dar primit din cer de sus, e un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui Iisus. Căsnicia este o minune, e un dar primit din cer de sus, e un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui Iisus. De o dragoste curată, și mână în mână voi veți fi de acum, trăind
trăind o viață minunată, veți fi mereu ascunși în iubire, răspândind în jur fericire. Noi vă dorim azi binecuvântarea să vă soțească în viață neîncetat, chiar Dumnezeu din cer să vă vegheze, să fie alături la orice pas. Nu vor mai fi nici când lacrimi de dor, veți fi mereu doar împreună, ca îngerii și voi veți fi în zbor, privind spre bolta cea senină. Veți fi mereu ascunși în iubire, răspândind în jur fericire. Noi vă dorim azi bine. Împreună cu voi, cei de la Noua Speranță, este o bucurie deosebită pentru noi, cu puțină tristețe, pentru că ne cam luați tinerii. Ne-ați luat-o pe Ioana mai repede, acum ne-l luați pe Ruben și noi rămânem cam puțini în Aghireș. Avem, să zic eu, binecuvântarea că veniți voi din când în când și mai ne aduceți puțină bucurie. Suntem astăzi aici și este o zi de bucurie și pentru noi și pentru voi. Chiar dacă mulți dintre voi, să zic, nu sunteți implicați în nunta lor, este o părtășie. Până la urmă, părtășia este una dintre lucrurile care Dumnezeu le are în vedere în relațiile noastre. Și părtășia e bună, e deosebită. Ne învață dragostea față de aproape și de aceea astăzi suntem toți într-o situație să ne simțim bine. Sigur, eu am un privilegiu deosebit. Este nunta un lucru aparte. E după problema mântuirii, care este cea mai importantă, numărul unu în viața creștinilor, a doua, cea mai mare, să zic eu, etapă din viața omului este căsătoria. Și astăzi pentru ei este o zi deosebită și noi suntem alături de ei și vrem ca și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură câteva cuvinte din Cartea Sfântă, care să le rămână ca o învățătură și lor, dar și nouă, și noi putem învăța de fiecare dată. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare, respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu. Genesa, capitolul 2, și voi citi de la versetul 21 la 24 și un singur verset din Noul Testament. Genesa, capitolul 2, versetul 21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la loc. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit ceea ce este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și vor face un singur trup. Iar în Matei, în capitolul 19, versetul 6, cuvântul Domnului spune, așa că nu mai sunt doi, ci unul, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Amin. Ocupați locuri.
Eu am învățat de-a lungul timpului că în viață, în viața de căsătorie, sunt trei principii mari, să zic eu, care contează toată viața omului. Primul este dragostea. Evident, fără dragoste nu există nuntă, nu există nimic altceva. Al doilea este ascultarea și al treilea slujirea, adică împlinirea după ce am ascultat. Trei lucruri mari pe care Biblia ne învață, dar nu numai Biblia, noi le-am practicat sau le practicăm. Fac o paranteză la ascultare, de exemplu, mă simt cam parcă aș fi într-o armură, că nu-mi place cravata de obicei, nu-mi place și nici să stau la costum, mai ales pe căldurile astea, dar trebuie să ascult de nevasta, acum fac o paranteză. Și am ascultat astăzi și ascult astăzi, astăzi trebuie să ascult. N-aș vrea să credeți că voi ne ascultați. Ceva sociologi au făcut un studiu și au spus că toți bărbații ascultă de neveste, dar diferența este că unii recunosc și alții nu. Sigur, astăzi suntem înaintea lui Dumnezeu, îi avem pe ei doi, sunt în centrul atenției. Dumnezeu rămâne și mântuirea noastră ca cel mai important lucru. Despre căsătorie aș vrea să vorbesc ca să învețe. Ați văzut, în problema dragostei, care e unul din principiile mari, nu ne putem băga între ei. Ce aș putea eu să spun? Mă iubești tu? Ce, o iubește că zic eu? Denisa, ai grijă să-l iubești sau pentru că zic eu? Nu, asta e problema lor personală. Asta e relația lor. Noi știți unde intervenim? La ascultare. Și avem în vedere cuvântul lui Dumnezeu. Ne învață, Biblia n-a rămas să nu învețe oamenii în situații prin care trec, în toate situațiile, în orice împrejurare. Și aflând versetele acestea frumoase din Genesa, vedem că omul singur nu e în regulă. Și Dumnezeu a avut în vedere să îi facă o pereche așa de frumoasă. Și zicea cineva că femeia e un vas mai slab și scrie și partea asta cu femeia vas mai slab. Știți din ce a fost făcut Adam? Din lut. Din lut. Din ce a fost făcută femeia? Din os. Care-i mai puternic? Care-i mai tare? De altfel, citeam și alt studiu că femeia poate să rabde de nu știu câte mari de ori mai mult decât un bărbat. Bărbații sunt slabi în sensul ăsta. Haideți să vedem despre căsătorie câteva lucruri pe care aș vrea să le învețe ei și să ni le amintim și noi. Este căsătoria inițiată de Dumnezeu, inițiată și rânduită de Dumnezeu. Avem în Sfânta Scriptură multe reguli puse pe tema aceasta. Deci căsătoria nu este un lucru la întâmplare, la nimereală, un lucru care e facultativ sau merge... Nu, căsătoria categoric e rânduită de Dumnezeu și e inițiată de la început, Dumnezeu a pus bazele, chiar de la început. Și trebuie să avem în vedere lucrul acesta. Și dacă ei ar veni să întrebe sau cineva ar întreba și ce are deosebit căsătoria? Aș vrea să vă spun că tot în definiția căsătoriei intră legământul sacru pe care ei îl fac astăzi înaintea noastră, dar mai ales înaintea lui Dumnezeu. Și acest legământ, acest jurământ pe care ei și îl fac, am zis sacru, pentru că se întâmplă în casa lui Dumnezeu, se întâmplă în prezența lui Dumnezeu. Căsătoria este un lucru rânduit de Dumnezeu și partea aceasta vine de la om, pentru că Dumnezeu întotdeauna a avut în vedere să îmbine puterea lui Dumnezeu cu voința omului. Noi ne asemănăm cu Dumnezeu, dar în anumite lucruri, la voință, la alte lucruri. E, și voința omului este pusă și de data aceasta la mijloc. Omul, dacă vrea, face acest legământ, această juruință. Sigur, tot căsătoria presupune relația de dragoste despre care vorbeam. Odată cu ea devine o relație intimă, o relație diferită pe care doar în familie se întâmplă și nu și în exterior. De aceea vă spuneam, e important ca ei să asculte și noi să fim cei care să dăm sfaturi astăzi. Apoi de aici încolo rămâne împlinitul, rămâne slujirea. Sigur, vroiam să citesc și versetul 6 din Matei, unde spune așa că nu mai sunt cei doi împrăștiați, împărțiți, sunt una. Și ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Deci încă o calitate a căsătoriei este că este pe toată viața, că nu este ceva
neapărat repetabil. Deci cât ei trăiesc, sunt legați unul de celălalt. Și este unul din principiul cultului nostru, din principiul creștin, în care căsătoria are această importanță deosebită. Sigur că poate să spunem ceva, bine, acum am învățat ce-i definiția căsătoriei, despre căsătorie, știm atâtea lucruri, sunt frumoase. Este o întrebare, ce scop are căsătoria în lumina Scripturilor? Ce scop are? De ce trebuie să existe căsătorie? Și de ce în felul acesta? Aș vrea să vă spun o concluzie foarte simplă. Scrie și însuși Dumnezeu spune, nu este bine omul singur. Nu este omul bine să fie singur. Nu-i bine. Întrebați de ce? Știți răspunsurile. Am obiceiul să merg, adică avem tinerii, mi-ați luat voi. Noi am rămas cu bătrâni. Avem în jur de 17 bătrâni în biserică care sunt peste 70 de ani, din care 7 sau 8 sunt peste 80 de ani. Avem și de 90. Unii dintre ei sunt bolnavi și nu pot veni la biserică. Și atunci trebuie să merg să le duc cina acasă. Și când mă duc, parcă mă așteaptă așa de cu drag, nu știu cum să vă spun, e un eveniment, e ceva când ajung. De multe ori întreb, e cineva acasă? N-apuc eu să deschid gura, că deja se aude dinăuntru. Și când încep să simt nevoia, oamenii în vârstă simt nevoia să-și deschidă sufletul. Sigur, dacă în slujba în care avem, față de noi, să deschidă altfel. Aș vrea să vă spun că avem între ei unii bolnavi de picioare, unii de spate, unii cu interne, alții cu alte probleme. Dar știți de ce se plâng ei? Nu de spate, nu de picioare, ci de singurătate. Nu suportă singurătatea. La o anumită vârstă e foarte grea. Au 70 de ani, 80 de ani. Avem o soră bătrână de 94. Primul lucru când... Ce bine, ce bine, hai să-ți mai spun. Uite și începe să spună... Și ce te apasă, întreb eu, soră, care-i vrea? Singurătate. Se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune, nu este bine omul singur, de aceea trebuie căsătorie. Trebuie să fie doi, nu-i bine să fie omul singur. Scrie Biblia asta, dar și realitatea, și omul simte, așa e construit de Dumnezeu, să aibă în jurul lui pe cineva. Al doilea lucru, este una din poruncile pe care le dă Biblia tot din Genesa, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Am avut ocazie să cunosc familii fără copii. Nu sunt niște familii care să aibă multă bucurie. Copiii au ceva în ei. Eu am ajuns, am nepoți, am două nepoțele. Aș vrea să vă spun că n-am crezut nici pe departe că mă vor transforma în bunicul ăla iubitor și mai știu eu, o schimbare în inimă care n-am crezut eu că-s capabil de ea. Deci chiar n-am crezut că eu pot să ajung. Pentru că părinții mei la rândul lor au avut nepoți, dar erau ocupați. Servici, acasă, pământ și mergeau la lucru tot timpul. V-ați făcut copii să vii creșteți. Și eu am zis că fac la fel, că doar părinții sunt model. Fac și eu la fel. Nu reușesc. Când intră pe poartă, că vin la mine, că mama lor lucră, cu taică sau la fel, și când vin de la poartă, Toto! Aș vrea să vă spun că știu toți vecinii când vin. Dar îmi umple inima așa de o bucurie și... O bucurie pe care nu poate da decât un copil. De aceea Biblia ne spune, copiii sunt binecuvântare. O binecuvântare așa de deosebită. Biblia ne spune, creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul. Eu mă rog de pe acum, Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea copii. Nu pot să zic de număr, că e o problemă cu numărul. Nu știu dacă voi ați văzut studiile care se fac acum la nivel european și se pun probleme grave cu privire la copii. În Germania... cam rata de creștere e de 0,5. Nici măcar doi copii pe familie nu se fac, decât unul. Spune că în ritmul ăsta, în maxim 25 de ani, vor fi mahomedani toți. Vor fi... Pentru că Franța nu mai are decât foarte puțin până la 50% din ei ca să ajungă mahomedani toți. Și se pun probleme serioase. Creștinii nu mai au copii. Unul, maxim doi. Și în timp ce la arabi, media este 8. Știați asta? Deci noi avem probleme grave din pricina că suntem comozi și unul și ajunge. Aș vrea să spun că eu apreciez mult familiile cu copii mulți. E greu, eu știu că e greu. Ai mei s-au grăbit și au făcut unul după altul și au fost repede, nici 2 ani.
A fost așa de greu câteodată că unul dormea, celălalt urlă, unul mănâncă, celălalt trebuie schimba pampersul. Schimbăm subiectul. Dar satisfacțiile care sunt acum nu se compară. Nu se compară. De aceea să vă binecuvinteze Dumnezeu pe toți cu copiii mulți. Am zis asta și cu nepoți pe cei mai în vârstă. Aș vrea să vă spun că Biblia ne învață al treilea lucru deosebit. Fiecare să aibă soția lui și fiecare bărbat să aibă nevasta lui, scrie în 1 Corinteni, pe la capitolul 7. De ce? Pentru că omul e tentat să păcătuiască, să ajungă la alte lucruri. Și atunci se stabilește exact. Biblia vrea să fie tot în regulă. Fiecare să aibă perechea lui, așa, simplu. Și e cel mai corect. Și aș vrea ca Dumnezeu să-i binecuvinteze să fie cu ei în orice vreme. Sigur, acum eu vă spuneam de ascultare. Deci dragostea e problema voastră. Ascultarea e într-un fel bună, pentru că voi trebuie să ascultați și să și împliniți după aia. Noi cred că suntem în măsură, pentru că în biserică se pune bazele căsătoriei. De aici pornește. Începeți voi cu lucrurile, dar de aici pornește căsătoria reală. Din biserică. Și cred că e important ca să învățați câte ceva. De aceea îmi permit astăzi să vă dau niște sfaturi. Bine, acum fac așa ca o paranteză, eu îmi permit cu Ruben pentru că țin mult la el. Vă spun așa, am așa o sensibilitate pentru ei, pentru că am fost la nunta părinților lui, eram atunci diacon la început, așa s-a întâmplat. Apoi a apărut Ruben, a apărut Claudiu, Ruben, Adi, au apărut ei, am fost la binecuvântarea lor, la inaugurarea bisericii ați fost unii dintre voi la noi, atunci s-a botezat Ruben, am fost acolo. Acum la nuntă. Acum suntem împreună. Au trecut și el și familia lor prin încercări, Dumnezeu are în vedere câteodată și asta, ne-a unit și mai mult. Am fost legat cu tatăl lui, am fost în conducerea bisericii mulți ani, în Aghireș. Între noi s-a creat așa o legătură sufletească, nu numai, și prietenie, nu numai simplu, ne întâlneam duminica. A fost o relație mai strânsă și eu țin foarte mult la el. A fost unul din băieții buni din biserică, ascultători, nu ne-a supărat niciodată, ne înțelegeam așa de bine și eu sunt ăla care simt niște regrete acum, așa, pentru că bănuiesc că aici vor veni la voi, normal, cum scrie în Biblie, celui ce are îi se dă, celui ce n-are îi se ia și ce îi se pare că are. Asta e principiul biblic. N-avem de ales, n-avem ce face. Așa sunt rânduite lucrurile. De aceea eu am făcut paranteza asta ca să vă spun că îmi permit să le dau niște sfaturi și aș vrea să încep și de nisă de-a noastră acum. Chiar dacă cu totul e a voastră. Aș vrea să încep să-i zic la Denisa câteva lucruri și după aia și la Ruben. Nu știu, poate că o să-ți pară suspect că zic așa, să te strădui în fiecare zi să fii frumoasă și curată, pentru că un bărbat apreciază lucrul ăsta. Am început cu un lucru, astăzi ești cea mai frumoasă. Astăzi nu mai se îndrăznează care va să zică că e mai frumoasă ca tine, că n-are nicio șansă. Dar pe parcurs, de-a lungul vieții, bărbatul are nevoie să vadă că nevasta lui e frumoasă și curată, ordonată și să ai grijă de lucrurile astea pentru ca să poți trăi multă perioadă fericită și bucuroasă. Apoi, este rânduială, în general, să ai grijă de casa unde veți locui. Să fie curată, primitoare, întotdeauna, pentru că e important ca acolo unde e cuibul vostru să vă simțiți bine împreună. Și eu vă spun așa din experiență că am trecut prin multe de felul ăsta. A fost perioada când n-aveam, eram oameni săraci. Am stat cu socra la început. Știți ce înseamnă? Ghilimele, nu toate socrele sunt la fel. Apoi m-am mutat în garsonieră confort 4. Nu încăpeam amândoi în picioare deodată. A fost foarte greu. Aveam patul, o măsuță mică și când ne sculam pe rând în picioare. A fost greu, deci n-am avut condiții. Ne-am mutat la 2 camere, la 3, la 4. Acum m-am mutat la casă, așa e omul. Tot rând pe rând. Dar vreau să vă spun că e important ca locul în care te-ai mutat să fie un loc primitor, un loc frumos, un loc în care să te simți bine. De aceea, Denisa, îți revine ție o sarcină mare, să ai grijă de casa ta. Apoi, știi că Ruben nu e omul perfect, îți spun eu. Trebuie să-i înveți slăbiciunile. Și nu toată ziua să-i îl toci mărunt, așa, îți spun așa. Învață-i-le și acceptă-i-le. Știi de ce? Că va trebui să facă și el la fel cu tine.
Nimeni nu-i perfect în ziua de astăzi. Și contează așa de mult. Încă un lucru, am văzut că se zice că dragostea trece prin stomac. Nu știu cât de bucătăreasă bună, de bună ești, că n-ai condiții să fii prea bună. Eu spun din experiență că și eu am două fete și are cea mică, 2 ani de când s-o căsătorit și încă o sună pe măsa mamii, cum să faceți ciorba aia, cum să face și stau ore între și spune cum să facă tocănița de nu știu ce și cum să frige și cum se pune, că mama lui mânca, îi le făcea fasole verde cu ciolan afumat. Na, păi învață și tu să-i faci la lui cum îi plăcea de la maică sa. Dacă fac paranteză, știi că el făcea cu maică-sa prăjituri, spăla vasele, făcea curățenie, era, îi plăcea să facă și îl educa mult în lume. E un avantaj pentru tine. Mai este un lucru care e important în familie sau pentru voi, să-i stimezi pe părinții lui și rudeniile lui, să ai în vedere partea asta, știi de ce? Va face la fel. Deci trebuie să ai în vedere că ei l-au iubit înaintea ta. Mama lui, tata lui, l-a iubit înainte ca să-l iubești tu. Și el s-a adaptat după niște condiții de-a lui de acolo. Acum condițiile se schimbă. Tu ai de suplinit anumite lucruri și mă refer la mama lui. A trecut o vreme, e o zi frumoasă și nu vreau să ne gândim la alte lucruri. Dumnezeu a hotărât să o ia de vreme. La 41 de ani a rămas, atunci așa s-a întâmplat, Dumnezeu a vrut un cancer urât, într-un timp foarte scurt s-a terminat. Tu va trebui să suplinești dragostea mamei lui și să-l faci să simtă dragostea ta în permanență și aș vrea ca Dumnezeu să te ajute la toate acestea. Să nu crezi, Ruben, că ai scăpat. Acum e rândul tău, pentru că ea, poate Silviu are în vedere să se ocupe în mod deosebit, dar eu aș vrea să-ți spun, să o faci să se simtă zilnic iubită. Să știi că se poate. Nu e chiar simplu după 30 de ani, nu e chiar... mi se întâmplă câteodată acasă când pleacă la servici, să ai grijă să nu faci mizerie acolo, să nu... când vine acasă, ei, ce ai făcut acolo? Iar ai făcut, iar n-ai șters, iar... după 30 de ani, bineînțeles că le face din dragoste, eu așa zic. Altfel nu se explică. Să aveți grijă și voi. Ruben, să o faci să se simtă iubită în fiecare zi. Contează. Contează asta și știi de ce? Viața asta e scurtă. Și așa e așa de scurtă. Timpul așa trece de repede. Dacă mă întrebați pe mine, nu-i de mult de când am fost ca el. Eu nu știu cum a trecut vremea așa repede. Vă știu pe mulți dintre voi, am fost la tineri, am aici, sunt mulți cu care am lucrat împreună, am fost la nunțile lor și acum îi văd cu copiii care se căsătoresc. Deja trece vremea, cum a trecut așa repede? Nu-mi dau seama. Timpul zboară, de aceea profitați de fiecare zi pe care Dumnezeu vă dă și bucurați-vă de ea. Nu știm cât se lungește, dar fiecare zi are importanța ei. Ruben, nu scap cu așa, numai cu așa puțin. Aș vrea să spun că să te obișnuiești atunci când e ceva de făcut în casă sau în familie, când aveți ceva de făcut, întreabă și pe ea. Acum, știu că de obicei la fete se dă sfatul, băi, pune piciorul în prag din prima, ai grijă, ține-l în frâu, tu fii bărbat, fii... Nu ține, spun eu. Până la urmă, când ajungeți voi doi, spuneam, căsnicia înseamnă o intimitate pe care o aveți doar voi. Înțelegeți-vă. La orice lucru, e bine. Chiar dacă după aia faci tu ce vrei sau ce știi tu că e mai bine, dar înțelegeți-vă. Știi că și ea face la fel. Dar e bine să existe înțelegere. Cu înțelegere faci multe lucruri și găsești pace. Pacea te ajută să ai o căsnicie fericită. Încă un lucru. Să ajut și în bucătărie și pe ea. Are nevoie. Mai ales când, văd eu, când apar copiii, sau acum merg la serviciu și el și ea. Eu o văd pe fiica mea când spune, am mers la servici, am venit frâns de obosit și mi-a cerut mâncare. Păi stai, dar eu n-am fost cu tine. Nu mai pot, nu mai pot să stau în picioare. Învățată de acasă să facă mama, acum trebuie să facă de toate. Și bărbatul începe, păi am nevoie, îmi trebuie mâncare, dar eu vezi că vreau de aia. A, păi știi ce, du-te și fă-ți, dragă, dacă vrei, că eu nu mai pot. Și culmea, că a nimerit un soț care merge la bucătărie și îi face mâncare câteodată și vine la pași, uite-ți, se simte cumva și pe a doua zi merge ea și face. Sigur că lucrurile se adaptează în timp. De aceea vă spun, aveți în vedere partea aceasta și aveți grijă de voi și ajutați-vă unul pe altul. Tu poți și știi multe lucruri. Ai avut cine să te învețe. Domnul să vă ajute și la partea asta.
Sigur, să fii atent la ocazii speciale. Poate ziua de astăzi o să ții minte, o notezi undeva și când va fi întotdeauna, la o ocazie specială, vii și tu cu o floare, nu am pus în prăjitură, nu-i cazul, o floare, o mângâiere, o vorbă dulce, știi tu mai departe. Adică o să le știi de acum înainte, o să le înveți. Și o să ai în vedere mai deosebite să le țineți minte. Și să faceți, să fie simțite de voi, de amândoi. E frumos, ziua de naștere, ziua de... Orice, de fapt, fiecare zi e frumoasă. Dar când sunt zile speciale, poate să fie ceva în plus. Mi-am notat încă un lucru care aș vrea să ți-l spun, să ai grijă să-i respecti părinții. Și pe ea au crescut-o părinții care au iubit-o și o iubesc mai mult ca orice. Eu spun că asta facem și noi și toți care au copii la fel. Trebuie să iubești și să te porți cu ei bine, pentru că relația dintre voi depinde de lucrul ăsta. Am văzut un exemplu în Biblie între un socru care își iubea ginerele, chiar dacă a fost o situație destul de delicată. Mă refer la Ietro și la Moise. L-a acceptat fiind fugar din Egipt, adică un băiat cu straița în spate, cu cam puține lucruri, sărac, momentul ăla, l-a acceptat de ginere. Nu numai atât. Au avut grijă de nevastă sa și de copii când el o trebuie să meargă să slujească pe Dumnezeu. Și nu exclus ca și socrii voștri, zic eu așa, printre, să aibă în vedere să vă ajute. Că eu văd eu cum suntem noi pentru gineri. Facem totul pentru copii, dar mai ales când e nevoie de când apar nepoții, trebuie ajutați. Cine dacă nu socrii? Deci, în general, dacă Denis o să-i respecte pe ai tăi, și dacă nu o să facă lucrul ăsta, dar sunt convins că va face, și tu ai obligația, să zic eu, morală, și e o datorie frumoasă. O familie așa de frumoasă, și mă bucur când ne întâlnim cu toții acasă, suntem plini, acum ne adunăm, vin fetele, ginerii, nepoții, e o bucurie. Am văzut poze unde sunt familii mari, am prieteni care au familii cu 10 copii și când se adună și spunea, am 10 copii, 10 nurori și gineri și am nu știu cât amar de nepoți. E o familie deosebită, e o binecuvântare. Am un unchi care are 13 copii, plecați peste tot. Unul dintre copii zice, păi tu ești mai așa un pic, fă-le arborele genealogic. Și am ajuns la 100 de nepoți. Când am ajuns la atâția și să-i adun pe toți, imaginați-vă fiecare, 13 copii cu 13... Am fost s-or hotărât să se adune toți la munte undeva, la o stațiune, și m-au invitat și pe mine, că în timp ce eram la școală în Timișoara, s-au născut 7 dintre ei și ne-am adunat toți undeva la munte și am făcut o poză așa cu toți la un loc. Așa de frumos e să fie familia mare, să fie mulți și mai ales să fie credincioși lângă Dumnezeu. Sigur, vă spuneam că ziua de azi e o zi binecuvântată, o zi în care vrem ca Harul lui Dumnezeu să fie cu voi, vrem să aveți o pornire deosebită. Acum se pun fundația, în termeni de constructor, se pune bazele vieții voastre, care să fie împreună cu Dumnezeu o căsătorie binecuvântată și să aveți parte numai de lucruri frumoase. Mă opresc aici și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe toți care sunteți astăzi în biserică. Harul lui să fie și să rămână cu noi. Amin. Sunteți numai voi și Domnul vostru, El modelul sfânt și mântuitor. Numai El vă poate da veșnicia în slava sa și iubire cât veți putea lua. Numai El vă poate da veșnicia în slava sa și iubire cât veți putea lua. Și cântări de slavă este nuntă azi, îngeri sunt.
Duhul Sfânt și inim și gând. Astăzi voniți, noi vrem să fiți iubiți de Iisus al nostru Domn, veșnicia în dar de nuntă să primiți. Noi vrem să fiți iubiți de Iisus al nostru Domn, veșnicia în dar de nuntă să primiți. Căci Domnul va iubi și floarea, inima și iubirea, pacea și neprihănirea. Cât de bine vă stă împreună în această frumoasă cunună. Dumnezeu v-a unit la oaltă, nimeni și nimic să nu vă despartă. Iubirea voastră nu la întâmplare, e o minune a Harului Ceresc și e dovada cea mai mișcătoare că oamenii se nasc și tot prin Dumnezeu trăiesc. Și nu uitați că Lui datorați tot ce poate inima adora, toată fericirea voastră din veșnicii în veșnicii. Amin. În viața de familie veți avea parte și de bucurii, veți avea parte și de încercări, dar este foarte important să nu uitați, să-i rămâneți credincioși lui Dumnezeu, pentru că prin toate acestea Dumnezeu vrea să vă apropiați mai mult de El. Să-i rămâneți credincioși și să slujiți pe El toată viața. Amin. Eu totdeauna voi spune cea mai mare minune e familia mea. Stând numai în rugăciune, orice promisiune noi o vom aștepta. Eu și toată casa mea vom sluji Domnului, nici de cum nu vom uita binefacerile Lui. Eu și toată casa mea vom sluji Domnului, nici de cum nu vom uita binefacerile Lui. Vom rămâne ancorați în iubire, vom păși încrezător. Știm, dacă norii se adună, vom rămâne împreună, căci Iisus e cu noi. Eu și toată casa mea vom sluji Domnului, nici de cum nu vom uita binefacerile Lui. Eu și toată casa mea vom sluji Domnului, nici de cum nu vom uita binefacerile Lui. El și-a împlinit mereu toate făgăduințele,
De aceea doar în Dumnezeu mă voi încrede. El și-a împlinit mereu toate făgăduințele. De aceea doar în Dumnezeu mă voi încrede. Eu și toată casa mea vom suji Domnului. Nici de cum nu vom uita binefacerile Lui. Eu și toată casa mea vom suji Domnului. Nici de cum nu vom uita binefacerile Lui. Cea mai mare minune e familia mea. Amin. N-ai înțelege ce înseamnă iubirea. De nu ai ști ce înseamnă cu adevărat jertfirea. Ai fi ca un pribeag mereu stingher, fără speranță. Și în suflet ai avea mereu umbre de nesiguranță. Căci dragostea este îndelung răbdătoare, e plină mereu de bunătate, nu se umflă de mândrie, ci se bucură de adevăr. Nu caută nicicând folosul său, ea nu se gândește deloc la rău. Suferă totul, acoperă totul, dragostea-i din Dumnezeu. Căci dragostea este îndelung răbdătoare, e plină mereu de bunătate, nu se umflă de mândrie, ci se bucură de adevăr. Nu caută nici când folosul său, ea nu se gândește deloc la rău. Suferă totul, acoperă totul, dragostea-i din Dumnezeu. Înțelege ce înseamnă iubirea. De nu ai ști ce înseamnă cu adevărat iertarea. Ai fi ca un chimval zângănitor, ce noapte sună. N-ar străluci în jurul tău nici o rază de dragostea este îndelung răbdătoare, e plină mereu de bunătate, nu se umflă de mândrie, ci se bucură de adevăr. Nu caută nici când folosul său, ea nu se gândește deloc la rău. Suferă totul, acoperă totul, dragostea-i din Dumnezeu. Căci dragostea este îndelung răbdătoare, e plină mereu de bunătate, nu se umflă de mândrie, ci se bucură de adevăr. Nu caută nici când folosul său, ea nu se gândește deloc la rău. Suferă totul, acoperă totul, dragostea-i din Dumnezeu, dragostea-i din Dumnezeu. Amin. Am înțeles din anumite studii de specialitate că într-un om se regăsesc aproximativ 20 de sentimente. Aceste sentimente sunt atât de diferite unele de celelalte, dar totuși înțelepții acestei vremi au hotărât să le pună în două mari grupe, respectiv
Putem să discutăm în această dimineață despre sentimente negative și despre sentimente pozitive deopotrivă. Acum, în calitate de oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, având în vedere vârsta la care am ajuns și anii de viață pe care i-am trăit până aici, sunt sigur că am experimentat, cred, fiecare sentiment în parte. Bună oară, din acea categorie mai puțin populară, respectiv a sentimentelor negative, cred că nu odată ni-a fost teamă, ci de mai multe ori. Ni s-a întâmplat să recunoaștem și să spunem lucrurile până la capăt. Uneori am fost frustrați, alteori furioși, alteori am simțit și sentimentul acesta al ostilității. Dar, având în vedere frumusețea acestei zile, să nu știrbim de fel această frumusețe. De cealaltă parte, există preiubiților și putem să dovedim lucrul acesta uitându-ne și la Miri în această dimineață. Există anumite sentimente din categoria aceasta numite sentimente pozitive. Am experimentat fericirea, cunoaștem ceea ce înseamnă umorul, am experimentat bucurie și recunoștință în același timp. Interesant este însă următorul fapt, că există un sentiment al copilăriei pe care l-am experimentat din plin și pe care, pe măsură ce am crescut, l-am importat și l-am dus cumva în lumea adulților. Și acel sentiment este sentimentul acesta numit mirare. Îmi aduc aminte, eu însumi când eram mic, mă miram de tot și de toate. Eram atât de impresionat de ceea ce vedeam în jur, oamenii mi se păreau atât de mari, apartamentele, casele mi se păreau atât de mari. Am fost mic, dar pe măsură ce am crescut, am căutat și am adus sentimentul acesta în lumea oamenilor mari. Dumneavoastră zâmbiți, dar sunt ferm convins că nu vă este străin sentimentul acesta. De fapt, cam toți am trecut pe drumul acesta. Haideți să dăm câteva exemple. Am fost lăsați fără cuvinte de multe ori în calitate de făpturi la vederea acestui univers, al cărui creator este însuși Dumnezeu. Ne ducem prin harul Lui într-o parte și alta și rămânem surprinși de-a dreptul, de felul în care El l-a creat, de felul în care a așezat fiecare munte acolo la locul Lui, fiecare râu acolo la locul Lui. Am fost de multe ori mirați și lăsați fără cuvinte în calitate de părinți în momentul în care am ținut, poate pentru prima dată, acele făpturi gingașe în brațele și în mâinile noastre. Îmi aduc și eu acum aminte, ca și cum parcă ar fi fost ieri, sentimentele care m-au încercat atunci. Eram atât de surprins încât nici nu știam ce să spun, deși a fost foarte frumos la câteva ore după ce s-a născut. Și am trăit această dispută întrebându-ne atunci pe cine seamănă oare. Suntem de multe ori copleșiți de acest sentiment în calitate de ucenici ai Domnului în momentul în care vedem zi de zi măreția acestui Dumnezeu care ne înconjoară și care ne însoțește la fiecare pas. Vă aduceți aminte că și în Noul Testament există un asemenea exemplu în care ucenicii au fost cuprinși de sentimentul acesta al uimirii, al mirării? La un moment dat, ucenicii aflându-se acolo în barcă, barca era aproape să fie învăluită de valuri, oamenii aceștia văd puterea lui Iisus și ridică această întrebare spunând: ce fel de om este acesta? Ei, dragii mei, acesta este omul alături de care îmi doresc să umblați toată viața voastră de azi înainte. Hristos Domnul este numele Lui. Dar întrebarea care se ridică este următoarea: ce facem cu Adam? Pentru că el este subiectul de astăzi. Ce facem cu Adam? Rămân la cuvintele care s-au citit în această dimineață și uitați-vă, vă rog, la versetele acestea care au fost lecturate în atenția noastră. Așezat în grădina Eden, da? Șef peste întregul pământ, cu responsabilități uriașe, Adam pare că nu își găsește locul. Și uitați-vă, vă rog, acum cu aceeași ochi spre Dumnezeu. Dacă în primul capitol și puțin din capitolul 2, Dumnezeu trage aceeași concluzie peste toată creația sa. Toate erau foarte bune, toate erau foarte bune, pentru că în spatele acțiunii acesteia se ascunde geniul creator al lui Dumnezeu. În momentul în care privim situația prin lentila divinității, se întâmplă următorul lucru. Nu este bine ca omul să fie singur. Incredibil. După ce toate erau bune, după ce munții erau buni, după ce păsările, după ce universul întreg era bun, Dumnezeu privește spre om și trage următoarea concluzie: nu este bine.
Dacă celelalte erau grozave, iată, condiția omului nu era cea mai bună. I-a lipsit sănătatea? Să fie Adam în momentul acela în care poate ca și noi astăzi să se fi luptat cu veșnicele kilograme cu care ne luptăm noi? I-a lipsit lui Adam poate un metru pătrat în plus de grădină, așa cum s-a întâmplat cu acel rege din Vechiul Testament, Ahab, care a vrut să mai aibă un metru pătrat de grădină în plus? I-o fi lipsit, preiubiților, alte resurse? Dumnezeu era absent? Cu siguranță că toate acestea nu pot fi aduse în discuție. Există aici unul din secretele pe care Dumnezeu le-a așezat în inima omului, secret pe care noi îl cunoaștem și pe care trebuie să-l punem în practică dacă vrem ca nouă, în calitate de oameni, să ne fie bine. Secretul unei viețuiri în pace, a fericirii și a bucuriei deopotrivă, stă în relația cu Dumnezeu și în același timp în relația cu cei din jur. Dacă una din cele două lipsește, preiubiți frați, stimate surori, există un scurt circuit în viețuirea noastră ca și oameni. Dar ce s-a întâmplat? Spune cuvântul lui Dumnezeu aici și lăsați-mă acum să trag următoarea concluzie. O fi trecut poate câteva zile din momentul în care Dumnezeu l-a creat pe Adam. Așa cum am spus, deja l-a făcut șef peste anumită parte din creație, i-a dat această responsabilitate să pună nume la animale, să lucreze și așa mai departe. Și după câteva zile, într-una din dimineți, se întâmplă ceva extraordinar. Dumnezeu nu mai este singur la locul de întâlnire. Dumnezeu este însoțit de Eva. Și în momentul acela, Adam nu face nimic altceva decât să spună: iată, în sfârșit! Este strigătul acela care pune capăt așteptării. Este strigătul pe care l-a rostit și Ruben într-una din zile. A spus și el, privind spre Denisa: iată, în sfârșit! A privit spre ea, a înțeles că în mâna ei se află mâna lui Dumnezeu. Sau că în mâna lui Dumnezeu se află mâna ei. A făcut un pas spre el și a zis: de astăzi înainte este a ta. Și au mers pe drumul acesta al curăției și al sfințeniei până astăzi, când punem această pecete biblică asupra hotărârii pe care ei deja au luat-o. Este ziua în care se unesc în legământ înaintea lui Dumnezeu. Preubiților, lăsați-mă, vă rog, preț de câteva minute să așez sub următoarea expresie câteva gânduri. Când Dumnezeu este Cel care produce uimire, când Dumnezeu este Cel, permiteți-mi această expresie, când Dumnezeu îți taie răsuflarea, se întâmplă câteva lucruri. Mă leg de strigătul acesta al lui Adam: iată, în sfârșit. Știți ce se întâmplă atunci când Dumnezeu este Cel care produce uimire? Are în vedere, înainte de toate, nevoile tale profunde. Astăzi, Ruben, Dumnezeu are în vedere nevoile tale profunde și stai liniștită, Denisa, nici tu nu ești mai prejos și nu ești de ignorat în această zi atât de importantă pentru voi. Se spunea deja că una dintre cele mai groaznice stări pe care noi, în calitate de făpturi create, le putem experimenta este singurătatea. Am citit într-o parte și într-alta, legat de cei condamnați, că nu pedeapsa în sine este pe atât de cruntă, pe cât acele momente în care ei sunt duși la izolare. Sunt privați pur și simplu de această posibilitate de a sta de vorbă cu unul și cu altul. Dialogul dintre noi face ca timpul să treacă mai repede, face ca viața să se scurgă pe coordonatele acestea ale iubirii, fericirii și bucuriei deopotrivă. Una dintre cele mai groaznice pedepse pentru copiii noștri este momentul acela în care, făcând așa câte o boacănă sau câte o trăznaie, este: du-te în camera ta și stai acolo. Este un fel așa de izolare, preț de câteva minute, n-ai voie să ieși, tu trebuie să stai acolo. Nu vă spun ce urmează după aceea, dar vă asigur că nu le place deloc. Versetul 18, concluzia pe care o trage Dumnezeu este următoarea: nu este bine ca omul să fie singur. Și acum poate unii dintre dumneavoastră întrebați: bine frate, dar stai un pic, a dat greș Dumnezeu? N-a știut El, având în vedere acest atribut al cunoștinței sau al atotștiinței, că omului are să-i fie greu singur? Ba da. Eu cred că Dumnezeu a știut, pentru că Dumnezeul acesta pe care îl urmez este unul care știe tot și îl binecuvintez pentru asta.
dar a vrut să-l ducă pe om în momentul acela în care de bună voie să experimenteze ce înseamnă să fii singur și ce înseamnă să ai pe cineva alături. Dragii mei, este groaznic să fii singur și necăsătorit, dar în același timp este mai groaznic să fii căsătorit și singur. Și îmi doresc din toată inima ca de azi înainte viața voastră să se consume într-o unitate deplină, unitate pe care puțin mai încolo o vom evidenția. Anul trecut, cred că tot așa prin luna iunie, am avut parte de o experiență tare ciudată. De regulă, vă spun sincer, până acum la nunți am avut parte de experiențele cele mai interesante. Ieșeam din scara blocului în care locuiesc, eram așa îmbrăcat într-un costum negru, o cămașă albă și o cravată, un gri așa spre negru, și la un moment dat mă întâmpină unul din vecinii din scara în care locuiesc și mă întreabă: o, Silviu, ce faci? Este genul acela de persoană care el pune întrebare, el dă răspunsul. Mă pregăteam să-i dau răspuns și mă întreabă: o, Silviu, ce faci? Aha, te duci la mormântare, nu-i așa? Mă și grăbeam, n-am mai apucat să intru în detalii și am lăsat-o așa. M-am dus, m-am urcat în mașină ca nu cumva să întârzi și mă gândeam atunci, interesant, astăzi ar trebui să fie ziua în care să înmormântăm singurătatea. Astăzi ar trebui să fie ziua în care să înmormântăm egoismul și alte stări asemănătoare și bunul Dumnezeu să fie acela care să vă ajute să trăiți împreună. Să nu mai există singurătate deloc, ci să trăiți împreună. Domnul să vă ajute! Cuvântul acesta pe care l-am citit sublinează următorul adevăr, că rolul Evei a fost acela de a fi un ajutor potrivit. Noi tot vorbim ajutor potrivit, ajutor potrivit, dar de prea puține ori descriem felul în care ar trebui să funcționeze această relație. Păi uitați-vă, preubiților, și mai ales voi, stimați miri, la felul în care are loc această relație. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, da? Adam este cel care trebuie să descopere planul lui Dumnezeu și apoi el, în calitate de lider, de inițiator, alături de soția lui, care este un ajutor potrivit, îl duc la îndeplinire. Așa că, Denisa dragă, dacă ai o datorie în familie, este aceea să îi spui preiubitului tău soț să stea mai mult pe genunchi. Asta nu te scutește pe tine de această responsabilitate, dar îl duce pe Ruben în punctul acela în care să stea de vorbă el cu Dumnezeu și să înțeleagă ce dorește Dumnezeu la voi și ce așteptări are Dumnezeu de la voi. Uitați-vă, vă rog, din nou în cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care există, și repet o expresie pe care am folosit-o adineauri, există un scurt circuit în această relație, dezastrul este iminent. Dacă întoarceți pagina, veți descoperi o inversare de roluri. Vine diavolul, bate la ușa unității și a familiei celor doi și la un moment dat nu Adam este cel care duce dialogul dintre diavol și familia lui, ci Eva. Dar asta nu trebuia să se întâmple niciodată. Adam era cel care trebuia să-i zică: omule bun, du-te de aici, dispari, pentru că noi avem o datorie, să ascultăm de Dumnezeu și numai de Dumnezeu. Nu voi intra în detalii, voi spune doar atât, ca să aveți subiecte la odaia de ospăți cu cei doi. Un detaliu personal, Dumnezeu a adus mireasa, Dumnezeu a adus-o pe Denisa în viața lui Ruben într-un moment de maximă importanță, tocmai pentru a creiona aceste două responsabilități, pentru ca Denisa să devină un ajutor potrivit și pentru ca această singurătate să dispară. Spune Proverbe, capitolul 31, cu versetul 12, că acea soție care se află și se păstrează în voia lui Dumnezeu face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Denisa, doresc din toată inima să fii pentru Ruben ce a fost Rebecca pentru Isaac, ce a fost Sefora pentru Moise, nici de cum ce a fost soția lui Iov pentru acesta. Să-i fiți sprijin și împreună, în acea calitate de ajutor potrivit, să aveți în vedere dorința și voia lui Dumnezeu și în felul acesta să călătoriți întreaga voastră viață. Când Dumnezeu este acela care ne taie răsuflarea, este cel care produce sentimentul acesta al uimirii în noi, are în vedere, preiubiților,
nevoile voastre profunde. Mai apoi, are în vedere planurile sale mărețe. Dumneavoastră sunteți aici, nuntași, membri ai bisericii noastre, știm deja, cunoaștem cu toții că pentru fiecare dintre noi, viața trăită aici pe pământ reprezintă o mare provocare. Suntem chemați să facem față cu brio provocărilor vieții de zi cu zi, suntem chemați și înțelegem că atunci când spunem că pământul este o mare provocare, nu ne referim la țărână în sine, ci la ceea ce se întâmplă astăzi, mâine și în toate zilele vieții noastre. Stăteam de vorbă cu cineva și discutând așa și făcând o pledoarie pentru căsătorie, la un moment dat mă întreabă, bine, mă, dar dacă tot e așa de greu aici pe pământ, zice, nu-i mai bine să rămâi singur și necăsătorit, că zice, prin căsătorie, problemele ei devin problemele tale, problemele lui devin problemele tale. Mă, interesantă perspectivă, n-am putut să-l contrazic, că până la urmă cam așa este, suferința lui devine suferința ei și viceversa. Dar, dragii mei, ascultați-mă bine, vă rog. Sunteți chemați aici pe pământ să mergeți împreună, sunteți chemați să înaintați în ciuda obstacolelor. Vorba unui celebru scriitor român, să zburați pur și simplu în bătaia săgeții, în nădejdea împlinirii planului lui Dumnezeu. Știți care este planul lui Dumnezeu? Planul lui este ca într-o zi să ajungeți într-a sa împărăție. Uitați-vă, vă rog, la această deschidere de scriptură, care este locul în care Dumnezeu i-a așezat pe cei doi. N-a fost un loc al izolării, al durerii, al neajunsurilor, ci a fost un loc al superlativului, în care toate lucrurile erau atât de bine puse la punct. Lăsați-mă, vă rog, să subliniez încă o dată pentru fiecare familie care este prezentă aici, că planul lui Dumnezeu pentru noi este cerul. El nu vrea să rămânem aici pe pământ, în această dimensiune fizică. El nu vrea să ajungem în acel loc pregătit diavolului și îngerilor lui. Dumnezeu dorește ca într-o zi cu toții să ajungem în cer. Și îmi doresc din toată inima ca toți care suntem aici să ajungem acolo. Noi trebuie să ajungem în locul din care Adam și Eva au fost alungați. Din cer au ajuns pe pământ. La noi situația este inversă. De pe pământ noi vrem să ajungem în cer. Acesta este dorul pe care Dumnezeu l-a așezat în inima noastră. Noi așa că trăim cu El încă de mici copii? De mici copii manifestăm această curiozitate, ce-i dincolo de ceea ce se vede? Ce-i dincolo de norii aceștia atât de frumos conturați? Ce-i dincolo de curcubeul acela care se creionează atât de frumos pe cer? Ce este dincolo? Și cumva aceste curiozități spirituale ale noastre sunt legitime, având în vedere că Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 11, spune că El, Dumnezeu, a așezat în noi chiar gândul acesta al veșniciei. Dar ce trebuie să facem? Că durerea nu putem evita, că suferința nu putem evita, căutăm de multe ori să o ținem deoparte, dar este acel tiran insistent și nemilos care va căuta și iarăși va căuta să ajungă în viața noastră. Ce trebuie să facem? Știți care este caracteristica principală pe care o regăsesc aici în cuvântul lui Dumnezeu? De ce avem nevoie cel mai mult pentru a aduce cerul în viața noastră? De prezența lui Dumnezeu. Este, dragilor, prezența care face diferența. Este acea prezență care ne dă putere să înaintăm. Este acea putere care ne ajută să facem față tuturor obstacolelor. Este acea putere care vă va ajuta pe voi să mergeți înainte, să stăruiți în facerea binelui, chiar atunci când, uitându-vă în stânga și în dreapta, vedeți că situația poate vă este împotrivă. Vreau să vă citesc ceva. Un scriitor rus spunea atât de frumos, aseară am dat peste cuvintele acestea în notițele mele și neapărat a trebuit să mi le notez. Spunea el, cu cât devin mai bătrân, cu atât mai clar și mai puternic mi se formează convingerea că singurul rost al vieții omului pe pământ este împlinirea voii lui Dumnezeu și că prezența lui este ceva ce îi aduce omului bucurie și fericire. Dragii mei, dacă ne asumăm aceste cuvinte și trăim în perspectiva lor, ne este suficient. Dacă rămânem cu atât astăzi, ne este suficient. Dacă înțelegem că voia lui și prezența lui deopotrivă sunt cele două lucruri de care avem nevoie în viața noastră. Ascultați-mă, ne este suficient. Dacă voi încă nu vă puteți înălța spre cer,
coborâți cerul în viața voastră. Știți de ce cred eu că povestea celor doi, vorba americanului, este cu happy end? Da, au fost izgoniți din Eden, urmarea păcatului lor, dar uitați-vă, vă rog, prezența lui Dumnezeu a continuat să-i însoțească. Chiar după momentul acesta, dacă întoarcem capitolul, în ciuda neînțelegerii dintre Cain și Abel, Dumnezeu încă se adresează acestora. Doresc din toată inima ca în familia voastră Dumnezeu să vorbească, să vă însoțească cu prezența Lui și să-i auziți vocea. Când Dumnezeu este acela care îți produce uimire, are în vedere nevoile tale profunde, are în vedere planurile sale mărețe și, în ultimul rând, are în vedere unitatea voastră duhovnicească. Se citea versetul 24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Și legat de versetul 24 este și versetul 25. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Nu-i așa că unitatea este la mare căutare azi? Fără unitate în acțiune nu există putere. Îi descoperă valoarea președinții, îi descoperă valoarea oamenii din zona armatei. Chiar în zona animalelor vedem cât de importantă este unitatea. Dragilor, dacă avem atât de multe argumente care să pledeze în favoarea unității, vă întreb, având în vedere și versetul acesta 24, noi oamenii, nu ar trebui să căutăm la fel unitatea? E așa de frumos versetul acesta, se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Avem aici, dragilor, la această deschidere de Scripturi, o minune supranaturală, o minune dumnezeiască. Dar știu că noi de multe ori suntem absorbiți numai de supranaturalul acesta care izbește privirile, oameni vindecați, intervenții miraculoasele lui Dumnezeu. Dar ce facem cu această situație în care două persoane diferite, cu preocupări diferite, cu gusturi diferite, cu simțiri diferite, cu obiective diferite, devin una? Nu e asta minune dumnezeiască? Nu se vede aici încă o dată marea minune pe care o face Dumnezeu? Și atunci când El devine lipiciul dintre voi, să știți că nimeni și nimic nu vă poate despărți. Nimeni și nimic. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute în sensul acesta. Unitate nu înseamnă, cum cred unii, aceeași adresă de mail, să vă îmbrăcați la fel, aceeași adresă de Facebook. Nu asta înseamnă unitate. Unitate înseamnă să ajungeți la punctul acela în care să gândiți asemănător dovadă a faptului că sunteți atât de asemănători unul cu celălalt. S-a realizat deja această unitate a credinței. S-a realizat deja această unitate a scopului. Împreună vreți să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu. El să vă lipească și să vă țină în brațul lui de astăzi și întotdeauna. Este strigătul acesta pe care l-a rostit Adam, este strigătul pe care l-a rostit și Ruben și astăzi este ziua în care se confirmă încă o dată că Dumnezeu este inițiatorul acestei taine a căsătoriei. Dumnezeu, așa cum am spus deja, să vă binecuvinteze și să vă țină în brațul Lui. Versetul acesta 25 este unul care mi-a atras atenția și este cel pe marginea căruia noi am discutat atunci două, trei cuvinte, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Fiți foarte atenți ca în cadrul unității voastre și în cadrul familiei voastre să nu se întâmple nimic de care ulterior să vă fie rușine. Sunt anumite lucruri în viața de familie care, deși sunt iertate, rămân acolo ca o mărturie. Puneți ca exemplu unele cuvinte pe care noi le rostim și care nu și-au locul lor. Unele cuvinte pe care le regretăm, pe care eu însumi le regret și care lasă acolo urmă de neșters. Trăiți în așa fel încât, când veți ajunge de azi peste 20 de ani și din momentul acela veți privi în urmă, să nu existe nimic, dar absolut nimic de care să vă fie rușine. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Cel care să vă producă uimire în această zi. Înțelegeți, vă rog, că are în vedere nevoile acestea profunde de a fi împreună, nu în singurătate. Aveți în vedere planul acesta pe care El îl are cu privire la ființa voastră și care este atât de măreț, împreună în împărăția lui Dumnezeu și mai apoi. Toate aceste lucruri să se întâmple într-o unitate profundă. Să vă ajute Dumnezeu în sensul acesta.
Haideți, prea iubiților, să stăm ridicați, pentru că a sosit vremea să stăm de vorbă cu mirii, să le punem câteva întrebări, să ne dea și ei câteva răspunsuri și mai apoi să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu și să rostim rugăciunea de binecuvântare pentru ei. Frate Liviu, am ajuns, vă rog să mergeți lângă Ruben, dacă tot v-ați lăudat în dimineața asta că e de-a dumneavoastră, dar să știți că, așa cum a zis deja, câștigul e mai mare al nostru, că rămâne aici. Noi suntem de două ori fericiți. Urmează să vă punem câteva întrebări și să ne dați câteva răspunsuri. Și urmarea răspunsurilor pe care ni le dați, să îngenuncheați și să facem această rugăciune prin care să-L rugăm pe Dumnezeu ca de azi înainte să vă însoțească toată viața dumneavoastră, toată viața voastră. L-am rugat pe fratele Liviu să stea lângă tine pentru că înțeleg natura relației pe care o aveți, motiv pentru care o să-L rog să ți se adreseze prima dată ție cu întrebările și să dai cele mai bune răspunsuri. Ruben, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii întregi, vreau să te întreb, din dragoste curată și nesilit de nimeni, nu ai în căsătorie pe Denisa? Da. N-am auzit. Da. Și așa cum o iubești astăzi, cât timp vrei tu să o iubești? Toată viața. Domnul să te ajute să te întărească la asta. Denisa, te întreb și eu în fața lui Ruben, în fața familiei tale, a marturilor văzuți și nevăzuți, dar mai ales înaintea lui Dumnezeu. Din dragoste curată și nesilită de nimeni, ești hotărâtă ca azi, de azi înainte să-L urmezi pe Ruben? Da. Să te ajute Dumnezeu. Microfonul e la mine, tu trebuie să zici tare. Câtă vreme ești hotărâtă să pășești alături de El în legământul acesta al căsniciei? Până la sfârșitul vieții. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Ești hotărâtă ca de azi înainte, indiferent ce va urma în zilele care stau înainte, să-L iubești și să-I fie ajutorul potrivit? Da. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Îngenuncheați, vă rog, faceți aici un pas înainte. Ați auzit, prea iubiților, răspunsurile pe care ei le-au dat acestor întrebări. Urmează acum să ne punem mâinile peste ei, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul care ne stă înainte, vă rog din toată inima să ne însoțiți într-un duh de rugăciune, să stați și dumneavoastră cu ochii închiși și acolo unde vă aflați, să vă rugați și dumneavoastră lui Dumnezeu. Tatăl nostru din ceruri, înaintea ta venim.